Anul acesta este unul secetos, iar sute de culturi sunt deja compromise. Goana după apă este una a supraviețuirii pentru fermieri, iar salvarea stă în irigații. Și cu toate acestea, oamenii privesc neputincioși la canalul plin cu apă, dar nu pot iriga. Oltul este unul dintre județele care deține cea mai mare suprafață irigabilă. Concret, la această dată, peste 90% din suprafața agricolă poate fi irigată. Se poate, dar nu se vrea. O astfel de situație este întâlnită la doi pași de Slatina, zona Piatra Olt-Brâncoveni, unde trei UAI-uri nu irigă, deși sunt beneficiare de investiții pe bani europeni. Organizațiile 16 și 17 Brâncoveni, cât și cea de la Piatra Olt, au președinte pe omul de afaceri Gheorghe Bădiță. Pe de o parte, organizațiile patronate de omul de afaceri nu au semnat niciodată un contract de furnizare a apei cu ANIF. Mai exact, Bădiță respinge contractele standard, după care alte UAI-uri din zonă, din județ și din țară primesc apa gratuit pentru irigații. Contracte până în anul 2022 nu au existat încheiate cu cele trei OUAI-uri 16, 17 și Piatra Olt. Noi am făcut nenumărate solicitări și invitații ca să se prezinte la sediul nostru pentru încheierea acestor contracte. Pe de altă parte, la această oră, furnizarea apei nici nu ar fi posibilă. În 2012 au fost accesate fonduri europene, lucrările fiind finalizate teoretic în 2014. În 2017, AFIR a făcut un control în urma căruia trebuiau să fie puse la punct sistemele de irigații. În 2021, la reluarea controlului, reprezentanții AFIR nu au mai găsit mare lucru din lucrare. Am constatat că numai că nu funcționase niciodată, dar inclusiv la momentul în care noi am făcut vizita pe teren, din cadrul instalațiilor dispăruseră, adică domnul Bădiță, care la momentul acesta a fost cel care s-a prezentat pe teren, ne-a spus că au fost vandalizate, adică au avut loc niște furturi în anul 2020. Noi venind în anul 2021, am constatat că lipseau cabluri, lipseau panourile de comandă. Deci, înțelegeți? Iar apa, oricum, nu a fost niciodată, adică nu a funcționat acest sistem. Și în baza acestor documente, dânsul ne-a prezentat un întreg dosar cu doar cu reclamații și cu adrese făcute către Ministerul Agriculturii, către președintele României. Deci, ce să vă spun, o mulțime de adrese. Inclusiv ne-a prezentat niște contracte standard încheiate cu ANIF, adică noi la momentul vizitei noi am văzut că de fapt ANIF ar fi avut intenția de a da apă. Eu vă spun care a fost situația. ANIF-ul trimitea către furnizori, adică către OAI-uri, trimitea contracte standard, STAS, așa cum erau ele, cum le aveau probabil ANIF-ul, iar domnul Bădiță, cel care a fost prezent la momentul acela pe teren când am fost noi să verificăm OAI-urile, am specificat, chiar am și scris noi în documentele pe care le-am întocmit, că dânsul a considerat că acele contracte nu sunt nici măcar legale. Faptul că amenajarea Bucșan-Cioroiu funcționează, iar în zona Piatra Olt canalul principal de irigație este plin cu apă, este demonstrat de alți fermieri care și-au ridicat sisteme pe banii lor. De unde irigați culturile din zona aceasta? Din canalul ANIF existent. Deci există apă în canalele ANIF? Suficientă. Și mai mult, au contracte valabile semnate cu ANIF, astfel că primesc gratuit apa pentru irigații. Fermierul, ca să poată să o primească apă pentru irigații, în primul rând trebuie să ia legătura cu organizațiile utilizatorilor de apă, unde au terenul agricol al dânșilor. Să facă un contract cu aceste organizații și mai departe organizațiile să facă contract cu furnizorul de apă, care este ANIF-ul.
Dar, din păcate, în urma încăpățânării marilor fermieri suferă micii fermieri și țăranii simpli. Aceștia, din urmă, sunt victimele fermierilor care se consideră dumnezeii agriculturii. Legile sunt pentru toți, indiferent de greutatea contului bancar. Trist este că există apă în canalul de irigații, iar în jur culturile sunt distruse de arșiță. Peste 15.000 de hectare de terenuri agricole sunt acum condamnate la pârjol doar pentru că banii europeni pompați să le irige nu au udat nici măcar un metru pătrat de pământ.